Salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi am venit la o partidă de spinning pe râul Suceava. Din păcate, râul e tulbure pe această porțiune. Nu e tulbure din cauze naturale, din cauza ploilor. E tulbure din cauza unei balastiere, mai mult ca sigur. Am trecut podul peste râul Suceava cu vreo 10 km în amonte. Apa acolo era limpede, așa că ori spală o balastieră balast, ori sapă direct din apă. E tulbure pe aici. O zonă foarte faină, sălbatică. Aici vreau să explorez, pentru că după inundațiile din iunie, nu am mai apucat să vin pe zona aceasta să văd ce locuri s-au mai format, dar din păcate mă torc la pod și pescuiesc pe zona aceea unde e apa limpede. Vizionare plăcută! Am urcat vreo 7 km în amonte față de locul unde era apa tulbure. Apa aici e verde, se poate pescui la spinning. Picioarele astea portocalii. Hai, nu-i pot. Eu. În zona asta au venit foarte mulți cormorani. Clenii au desferit. Dacă se vede pe GoPro, e unul exact lângă el, se joacă, vrea să atace și el cumva, poblerul.
captează nimic. Sper să se prindă ceva pe GoPro. Gata, a fugit, să-i dați seama, ceva nu e în neregulă. E în neregulă acolo. Un clenuț decent. Fain, l-am întors. Nu s-a văzut așa cum l-am întors. Păcat, era un pește fain. Cred că cel mai mare pe ziua de azi. Thank you.
Voblerul câștigător pe ziua de astăzi, un salmon hornet de 2,5 cm, argintiu cu negru. Am schimbat câteva voblere până să ajung în acest loc. Nu am avut mare activitate, un singur clenuț mic la un salmon tiny verde fosforescent model cosaș. Când am ajuns aici pe acest vad, am pus voblerul negru și a început activitatea. Am prins foarte mulți cleni, un biban frumos. Clenii nu au fost mari, dar au fost fain de activitate. Am petrecut vreo 4 ore pe râul Suceava, dar în mare parte am căutat locuri tot. Acolo, în primul loc, era apa tulbure, după aceea am venit să mai văd pe aici niște locuri. M-am oprit mai mult și am pescuit pe acest vad și am prins câțiva pești. Vă mulțumesc pentru vizionare! La revedere!